Sub unitatea de jandarmi din municipiul Megidia a realizat bilanțul activității din anul 2016 și, de asemenea, și-a stabilit obiectivele pentru anul în curs. Activitatea detașamentului 7 de jandarmi Megidia a fost una complexă în 2016, oamenii legii reușind să își atingă toate obiectivele propuse. Pe parcursul anului trecut, detașamentul 7 de jandarmi a desfășurat o serie de acțiuni pentru paza și protecția unor instituții, asigurând astfel evitarea de evenimente nedorite, dar și pentru asigurarea liniștii și ordinii publice. Oamenii legii au fost prezenți și au asigurat buna desfășurare a celor două scrutine desfășurate anul trecut și au asigurat și un număr mare de transporturi de bunuri și valori care au tranzitat zona de responsabilitate a detașamentului. Activitatea subunității a detașamentului 7 jandarmi Megidia pe anul 2016 a fost o activitate complexă, bazată pe respectarea legii 550/2004, legea de organizare și funcționare a jandarmeriei române, pe ordinele și reglementările în vigoare. Ca o paletă de misiuni, vă pot evidenția pe scurt cele mai importante, constând în executarea pazei, protecției instituționale, a asigurării unui climat de ordine publică la cele patru obiective pe care noi le asigurăm cu pază, cu jandarmi. Este vorba despre obiective de interes public din municipiul Megidia. E vorba de judecătoria Megidia, de parchetul de pe lângă judecătorie Megidia, de trezoreria Megidia și de sediul detașamentului. Ca misiuni de ordine publică, ele au fost, pe scurt, au constat în punerea în executare a unui număr de 346 de mandate de aducere emise de judecătoriile, de judecătoria Megidia, de judecătoriile din județul nostru, de tribunal, de curtea de apel, Constanța, dar și de parchetele de pe lângă aceste instituții. Am monitorizat un număr de 297 de transporturi de bunuri și valori și transporturi speciale care au tranzitat zona de responsabilitate, iar în cazul unei probleme la aceste transporturi, noi trebuia să intervenim pentru restabilirea ordinii publice. Am executat un număr de 329 de patrulări mixte cu lucrătorii Poliției Naționale Megidia, municipiului Megidia, în sistem integrat, în baza OMAI, un ordin de ministru numărul 60. Am executat în perioada 1 iulie 15 septembrie, misiuni de menținere a ordinii publice pe litoral, în orașul Năvodari, împreună cu lucrători ai poliției, dar și independent. Am executat un număr de 42 de acțiuni în comun, în cooperare cu alte instituții decât poliția, și aici mă refer la Direcția Silvică Constanța, un număr de 24 de acțiuni, cu Garda de Coastă, 10 misiuni, 2 misiuni cu executorii judecătorești pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești, cu ITM-ul, cu BCCO Constanța, cu Enel. Am asigurat un climat de ordine și de siguranță publică pe timpul a 35 de misiuni, dintre care 19 au fost cu ocazia desfășurării diferitelor activități culturale-artistice în spațiu public, 6 activități sportive, 4 vizite oficiale ale unor înalți demnitari, 4 misiuni de asigurare cu ocazia desfășurării unor ceremonii religioase, cu ocazia campaniilor electorale și o singură misiune la o acțiune de protest. Deși 2016 a fost un an greu și plin de activități, jandarmii megidieni sunt mulțumiți că au reușit să-și ducă la bun sfârșit obiectivele de creștere a performanței, activităților operative și de suport. Faptul că nu am avut nicio misiune de restabilire a ordinii publice, înclin să cred că ne-am făcut datoria și nu am fost nevoiți să trecem să realizăm un dispozitiv de restabilire, nu am fost nevoiți să luăm măsurile care se impun într-o astfel de situație. Ca și rezultate, eu mă declar mulțumit, se poate și mai bine, normal, întotdeauna există loc și de mai bine. Pe scurt, v-aș enunța faptul că colegii mei au constatat 57 de fapte de natură penală, atât independent cât și în sistem integrat, în patrulele mixte. Au fost prinse 64 de persoane, au fost prinse în flagrant.
au fost aplicate un număr de 171 de sancțiuni contravenționale, valoarea lor ridicându-se undeva la 60.650 de lei. Pe categorii de fapte penale constatate, aș enunța faptul că 11 fapte au fost fapte de natură penală contra patrimoniului, 10 de natură penală contra persoanei, 2 fapte de natură penală contra autorității, pentru că am avut și 2 cazuri de ultraj, 6 fapte de natură penală contra siguranței publice și 28 de fapte penale prevăzute de lege speciale. E vorba de legea 143/2000 republicată privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, ordonanța de urgență 23/2008 privind pescuitul și acvacultura și legea 86/2006, respectiv codul vamal. Am asigurat intervenția la 115 apeluri la 112 venite direct prin dispeceratul nostru sau prin dispeceratul Poliției Naționale în cadrul patrulilor mixte. Am condus 15 bolnavi psihici cu probleme psihice la unitățile de specialitate din județul nostru. Ca și obiective în acest an, jandarmeria din municipiul Megidia dorește reducerea numărului infracțiunilor stradale, dar și o creștere a vigilenței pe teren în vederea unei activități mai prompte în cazul măsurilor de intervenție de liniște și ordine publică. Mă gândesc la o eficiență sporită cu ocazia executării misiunilor de menținere a ordinii publice în sistem integrat în vederea reducerii infracționalității stradale, o creștere a capabilității din teren în vederea realizării unor dispozitive dinamice de ordine publică menite să scadă timpul de reacție din momentul solicitării și până în momentul intervenției, la o creștere a exigenței și a fermității în aplicarea prevederilor legale în vigoare, o dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu autoritățile locale și cu societatea civilă, prevenirea faptelor de corupție în rândul personalului subunității, întărirea continuă a ordinii și disciplinei militare, asigurarea unui climat de normalitate cu ocazia desfășurării unor activități cu public numeros, atât în municipiul Megidia, cât și în zona noastră de responsabilitate. Comandamentul detașamentului 7 de jandarmi Megidia apreciază că obiectivele stabilite pentru anul 2016 s-au realizat în condiții bune și foarte bune, cu toate greutățile inerente întâmpinate pe parcursul anului.